pentru că este un domeniu foarte, foarte, foarte vast și care deschide extrem de multe subiecte și pentru care am avea nevoie de câteva zeci de zile, poate cel puțin, ca să-l cuprindem pe tot și să-l explorăm pe tot. Discuția de azi se va centra în principal pe motivele și nevoile din care alegem această abordare, ce ne-a făcut să ne aplicăm asupra ei, în ce fel această abordare se încadrează în spațiul actual românesc al alterelor, cum este percepută de alți artiști și de public. Și mai apoi, poate că o să încercăm să facem niște speculații despre ce se va întâmpla în viitor cu această intersectare între postumanism și arte performative. Mai trebuie să menționez de la început că, indiferent de cât de larg este acest concept al postumanismului și câte diferite subiecte poate deschide, o să încercăm să vorbim în principal despre tot ce înseamnă postumanismul, fără să ne axăm pe o area anume, fără să vorbim doar despre legătura cu tehnologia și cu știința, doar despre interdisciplinaritate și așa mai departe. O să încercăm să vorbim în general despre ce înseamnă această viziune asupra omului și asupra vieții. Și sigur că fiecare dintre cei care participă la dialog, dacă dorește la un moment dat să se specifice că se referă la o anumită latură a postumanismului sau un anumit tip de instrument pe care îl propune, aș dori să fac această specificare. O să trec la prima parte care îmi creează stres și anume la prezentarea partenerilor de dialog. O să vă rog să mă iertați dacă greșesc ceva. Îi avem alături de noi pe doamna profesor universitar Rodica Mocan, care este coordonatoarea masteratului Digital Interactive Arts la Universitatea Babeș-Bolyai și care a fost alături de noi în acest proiect. Cei de la universitate, studenții dânsei, au lucrat într-o serie de instalații alături de colegii mei de la Reactor. Dânsa este și autoarea mai multor lucrări despre postumanism și transumanism. Apoi avem pe doamna Cristina Rușiețchi, care este critic de teatru și care semnează volumul Un clic și o mie de realități, New Media în teatrul românesc, unde a încercat să facă așa un soi de mapare a ce înseamnă folosirea tehnologiei în spectacolele de teatru din ultimii ani. Apoi îl avem pe Alexandru Berceanu, care este profesor conferențiar universitar la UNEATC și coordonator al masteratului Interactive Technologies for Performing and Media Arts. Yay! Am reușit! La departamentul cinetic de la UNEATC, dar căruia îi place să se identifice cu ideea de regizor de medii mixte, care folosește foarte mult jocurile ca mediu de exprimare în teatru și nu numai, în relație strânsă cu alte domenii ca psihologia experimentală, neuroestetică, neuroștiință și așa mai departe. Pe Alexandru l-am avut alături de noi anul acesta la un workshop care, chiar dacă nu a fost introdus în postuman, cred că a avut o latură destul de puternică și cred că, din nou, a mediat un pic introducerea noastră în domeniul ăsta prin ce ne-a arătat din practica sa și prin felul în care a conceput tot workshop-ul. Apoi avem pe Ștefan Pârlog, care este editor de film și autor al unui doctorat tot pe tema transumanismului în cinematografie, în cadrul școlii doctorale Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu de la Facultatea de Litere din București. L-avem pe Mihai Păcurar, căruia îi place să fie prezentat ca artist și atât, dar care este și regizor al producției Interior Lumină, care face parte din proiectul postuman. Și l-avem Doru Taloș, coordonator al spațiului Reactor de Creație și Experiment,
producător și mai ales am dorit eu performer, pentru că mi s-a părut important să avem și un performer în acest dialog. Bine v-am găsit, mă bucur să vă cunosc pe cei pe care nu vă știam de dinainte și mă bucur să vă revăd Doru și Mihai pe care vă văd în fiecare zi. Mă bucur că suntem împreună. Înainte să trecem la întrebările și la subiectele pe care le-am propus colegilor mei, o să încerc să fac o introducere foarte, foarte scurtă în postumanism. Cred că ce e important de știut pentru cei care ascultă această discuție și nu au niciun fel de noțiune despre acest termen. Postumanismul nu este doar un curent, este o serie de curente care se regăsesc în diverse domenii, atât științific, filozofic, metafizic, artă contemporană, etc. Sunt foarte multe definiții care se pot da postumanismului, unele dintre ele se aseamănă, altele sunt în contradicție între ele. Ce cred că este just de spus despre postumanism și ce cred că ne ajută pe noi în principal în această discuție și în arte în general este faptul că propune un nou tip de perspectivă asupra omului, asupra vieții, asupra locului său în univers, pentru că este un concept care chestionează foarte mult această narrativă care centrează omul în mijlocul tuturor lucrurilor, care spune că din om descin toate și spre un converg toate. Postumanismul, cu mici excepții, spune că aceste lucruri ar trebui rechestionate. Prin urmare, foarte multe idei din umanism sunt combătute sau se încearcă a fi redefinite prin postumanism. Avem două laturi pregnante, cea filozofică și cea tehnoștiințifică, care este în mai mare legătură cu tehnologia și care vorbește foarte mult despre relația omului cu tehnologia și despre felul în care tehnologia va influența viața de acum încolo și poziția omului în univers. Viziunea filozofică, cum am spus, este în relație foarte puternică cu filozofia umanistă. Unii ar spune că este postumanismul filozofic tot un fel de umanist pe steroizi, că nu știu cât de relevant este. Postumanismul filozofic, cum am spus, propune această deconstrucție a narațiunii care plasează omul în centrul tuturor lucrurilor. Are o viziune post-antropocentrică și post-dualistă, post-materialistă. Spre deosebire, diferența dintre cele două curente ar fi poate că cel filozofic este un pic mai fluid și mai vag și poate curentele se lasă ușor contaminate între ele, pe când cel tehnoștiințific este ceva mai brut și mai direct și vorbește mai ales despre felul în care asimilarea tehnologiei poate îmbunătăți viața umană pe Terra. Sigur, sunt foarte multe anxietăți care sunt generate de aceste discuții și foarte multă rezistență, subiecte pe care mi-ar plăcea să le abordăm astăzi în ceea ce privește artele performative și nu numai. Da, și cred că, în general, ce mi se pare mie foarte, foarte fertil este că postumanismul vorbește despre om în relație cu celelalte specii, cu mediul înconjurător și nu doar de om ca ființă de sine stătătoare care are o putere absolută asupra ce se întâmplă în jur. Bun. O să încerc să trasez și o mică direcție a discuției, deși am făcut și la început asta. Cred că este foarte important pentru spațiul reactor și pentru public și pentru oricine vrea să se aplece asupra acestui curent să vadă un pic ce este sub această abordare, de ce ne aplicăm asupra ei, ce înseamnă asta pentru discursul nostru ca artist, cu ce ne confruntăm ca resursă, dacă avem resursele necesare să facem asta, dacă avem limbajul necesar, dacă ne este sau nu ușor să-l asimilăm,
Mie personal în continuare mi-e foarte greu să asimilez și să mă simt relaxată în genul ăsta de limbaj. Și aș vrea să vorbim un pic și despre frică, pentru că la orice discuție din asta care implică niște speculații despre viitor sau chiar niște fapte științifice despre viitor și despre ce implicare are tehnologia în el, generează destul de multă frică. Și, da, cum am spus, despre dinamica artist-public prin perspectiva acestei abordări. Asta am fost eu. Urmează să vă întreb pe voi. Primul subiect pe care l-am propus este din ce nevoi credeți că pornește această abordare, această integrare a postumanismului în artele performative și aș vrea să o luăm un pic subiectiv de la voi înșivă, de la ce v-a făcut pe voi în practică să vă aplicați asupra acestei abordări, indiferent de filiera pe care ați ales-o și de cum s-a manifestat în practica voastră. Și aș începe poate cu Alexandru, pentru că tu ai o experiență ca și creator, cred, foarte vastă în intersecția asta. Salut! Cred că pentru mine a apărut ca preocupare într-un fel cu un prim spectacol în care am folosit tehnologia pentru a extinde cumva zona sensibilității umane, în care am folosit o cască de EEG pentru a detecta și a mapa emoțiile performerilor și ale spectatorilor în timpul spectacolului. Și după aia, pentru mine, a fost o serie de întâlniri succesive, unele cu mine însumi, altele cu tehnologii, altele cu teme, altele cu oameni, printre care și Ștefan. Și am avut bucuria de a face parte din echipa lui de îndrumare la doctorat, ocazie cu care am apucat realizez și să mă întâlnesc mult mai mult cu tema. Propriu-zis, pentru mine, așa, foarte puternic, de fapt, a fost în timpul pandemiei, cumva, mi s-au petrecut și am avut foarte multe revelații și scurtcircuituri. Și unul dintre lucrurile care pe mine m-a marcat, evident, știam dintotdeauna că există, nu, aparate de respirat și că există această intervenție a tehnologiei care prelungește viața omului, dar cumva atunci pentru mine s-a format așa o imagine mult mai amplă a unor aparate care mențin viața și cumva de atunci mult mai mult m-am gândit la extensia asta tehnologică, care până la urmă deseori e o tehnologie care are ca obiectiv menținerea vieții. Și în spectacolul pe care l-am lucrat anul trecut, cumva foarte mult am avut în centru, e un spectacol Who Am I, care a fost produs pentru festivalul Ars Electronica și care s-a jucat la H3, în care am lucrat cu Damian, cu Andreea Gavriliu și practic era despre relația între om și tehnologie, între om și un robot, care era dezvoltată prin poveștile mai multor creatori de tehnologie, să le spunem, erau aceste personaje și cumva povestea centrală, de fapt, provine dintr-o conferință de neuroștiință pe care am avut bucuria să o urmăresc. Și acolo era un om care povestea despre o carte, Complexul lui Copernic. Și în Complexul lui Copernic se vorbește exact de această tendință a omului de a pune planeta Pământ și omul în centru, dar cartea cumva ne descoperă toată organizarea complexă și într-un fel întreabă dacă
accidentul acesta al vieții pe pământ este o chestie unică sau câte șanse sunt să existe sau cât de importantă e această sau de puternică e această singularitate. Și în conferința asta despre neuroștiință, de neuroștiință, vorbitorul spunea, dacă vrem să înțelegem ceva despre creierul uman, trebuie exact la fel ca și cu pământul, să nu-l mai ținem în mijloc, să nu mai fie totul în jurul creierului uman și să ne uităm la toate celelalte animale și la toate celelalte modele de procesare a informației. Cumva astea au fost, să zicem așa, niște jaloane între personal și practică. Eu lucrez destul de mult în spectacolele mele cu tehnologia. Cred că e o provocare foarte mare pentru actori. Acum vreo 2-3 zile am lucrat cu doamna Morgenstern și cu Constantin Basica și aveau un moment practic de semi-dialog cu un AI și era destul de... A fost o experiență inedită, cred. Pentru că nu știam cum o să reacționeze, cum ce se întâmplă. Era și prima dată, de fapt, când făceam momentul în spectacol. Și cam asta mă gândesc că ar fi de zis acum. Dacă vrei să dezvolt ceva anume... Da, aș fi curioasă, poate, în ce fel crezi că potențează genul ăsta de demers, actul artistic, da, în ce fel diferit față de un act artistic clasic, așa cum îl știm? Acum, în primul rând, cred că, adică pentru mine perspectiva asta, să spunem, filozofică, este în primul rând emoționantă. Adică la nivel de conținut e un lucru pe care eu încă îl resimt emoționant în multe momente și în multe contexte și cred că în perioada asta repoziționările față de foarte multe lucruri, față de organizări sociale, față de organizări sistemice, față de gen, cumva sunt lucruri care emoționează și din cauza asta cred că poveștile postumaniste, pentru că adică această narrativă cred că este foarte puternică și e în foarte, foarte multe contexte dezvoltabilă și în primul rând la nivelul acesta, să spunem, tematic sau de conținut, pentru mine e o zonă foarte puternică de explorare. Dincolo de asta, pentru mine contactul cu tehnologia din nou e o sursă de creație și e o unealtă și cumva relația este exact ca și cum ai cea mai simplă unealtă, nu știu, poate un deget și faci un ritm cu el. Tehnologia e exact la fel, doar că e din ce în ce mai complexă sau mai complicată și îți oferă din ce în ce mai multe posibilități și de a frânge gâtul și de a greși, dar pe de altă parte lucrurile se dezvoltă creativ extrem, extrem de interesant și evident toată zona asta în care tehnologia nu mai tinde să nu mai fie doar un instrument, ci un partener de creație, este tulburătoare, pentru că, evident, noi știm, nu, că există multe forme de suflet și foarte multe emoții în lumea animală, dar în momentul în care colaborarea cu un partener în creație capătă amploare, lucrul ăsta e tulburător și cred că din cauza asta suntem extrem de fascinați de toată această dezvoltare, care uneori poate să ni se pară că e foarte simplă sau simplistă, adică dacă asculți o muzică creată de un AI sau poate chiar și tablourile sau imaginile,
sunt uneori stupide. Am văzut, e o reclamă, nu știu dacă am văzut-o, regizată de un AI și scrisă de un AI, o reclamă la Lexus. Cel mai penibil lucru, a ales absolut cele mai clișeice momente, le-a înșirat în niște cadre și compară mașina cu un copil, niște trigere emoționale absolut perfecte, dar de fapt totul e extrem de naiv. Și cred că deși uneori creația asta, evident că nu are niciun caz, când te uitai la Andreea Gavriliu, care dansa cu robotul în Who Am I, e adevărat că Andreea muncește de foarte mulți ani, corpul ei și corpul uman e făcut de foarte, foarte mulți ani și un instrument perfect. Robotul ăla trebuia programat absolut secundă de secundă, trebuia să avem grijă în fiecare, pentru fiecare mișcare a lui. Și în niciun caz nu se putea compara cu Andreea ca mișcare. Dar pe de altă parte, relația asta dintre frumusețea mișcării alea brute de o tonă de oțel și delicatețea Andrei crea o poezie, după părerea mea, adică pentru mine, tulburătoare. Mersi. Apropo de partea asta foarte emoționată de care ai menționat, m-aș duce un pic la doamna Cristina, pe care rog să-mi răspundă la aceeași întrebare. Și aș adăuga, dacă ați vrea să ne spuneți, poate și cum percepeți dumneavoastră reacția publicului la aceste abordări. Trebuie să recunosc că n-am văzut foarte multe spectacole cu atâta tehnologie, adică Who Am I rămâne singular, n-am văzut mulți roboți pe scenă în ultimii 5 ani, ca să spun sincer, am văzut unul singur și anume acesta. Ba nu, am mai văzut unul în algoritm al lui Andu Dumitrescu și acolo tot robot era, doar că era jucat de o fată, nu era un robot semi-uman, să-i spunem așa, nu era robot-robot veritabil, cum înțeleg că este acesta din Who Am I, care și muncește în momentul acesta într-o hală, este chiar ocupat, are treabă. El așa e un artist amator, în afara programului a venit și să danseze, dar într-adevăr, în mod normal, el produce în hală. Da, așa că nu-mi dau seama, prima reacție este de curiozitate și de distanțare, după părerea mea. Nu mi este foarte ușor, așa cum spune Alex, să văd frumusețea robotului, adică pot să înțeleg că putem vorbi despre frumusețea Andrei Gavriliu când dansează, dar frumusețea robotului mi-e puțin străină, să spun așa, adică îi rămâne tot rece, tot implacabil, tot tehnologică, să-i spun așa, nu văd frumusețea, nu emoția, nu stimulează robotul în tot cazul. Și de aceea înțeleg foarte bine și întrebarea cu spaima, pentru că este un univers complet străin în care umanul și postumanul cred că pot intra în coliziune, de fapt. Postumanul, cu toate teoriile respective și cu toate îmbunătățirile umanului pe care le presupune, am senzația că poate antrena o stare de alienare. Așa mi-o impresia. Asta mă sperie cel puțin. Mă mai sperie foarte tare faptul că nu îl înțeleg, că nu am acces și tot ce nu înțeleg. Orice formă în care cea mai mare parte este o zonă de necunoscut, este, bineînțeles, are o doză foarte mare și de înfricoșător. Și atunci înfricoșătorul antrenează angoasa, antrenează anxietatea și tot acum. Adică nu-mi dau seama, sigur că da. Ceea ce înțeleg eu până acum cu mijloacele mele reduse, ca să spun așa, este ce am văzut în spectacole, iar în spectacolele în artele performative, tot ce preiau ele și anume
ce folosim noi în viața de zi cu zi, Facebook, Skype, mă rog, tot genul ăsta de comunicare, care și ea este până la urmă alienantă sau se poate discuta la nesfârșit despre asta. Deci aici m-am familiarizat. Este normal ca teatrul, zic și eu așa în ghilimele ca să fie mai scurt, ca teatrul să preia toate aceste forme pe care le întâlnim în viața de zi cu zi și să vehiculeze cu ele. Dar ce anume aduce această nouă tehnologie, această extensie tehnologică cu care încă nu ne-am familiarizat, nu pot să-mi dau seama încă. Pentru că eu sunt critic, fac un act secundar, nu sunt creator ca să fiu un vizionar și să văd imediat să preiau așa din aer sau din societate și să le adun în actul meu artistic. Cam asta ar fi deocamdată. Mulțumesc, da, ce spuneți dumneavoastră, cred că e ce simt și eu și ce simt foarte mulți, că suntem un pic desincronizați ca popor și ca artiști cu tehnologia și cu știința. Și atunci, într-adevăr, da, apare odată partea asta de neînțelegere, apoi partea de rezistență, pentru că există niște riscuri reale, nu spune nimeni că nu există. Dar aș fi curioasă, doamna Rodica, cum e în partea de artă vizuală lucrul ăsta? Că, nu știu, poate percep eu greșit, dar am senzația că acolo lucrurile sunt un pic mai aproape de, un pic mai familiarizate deja cu genul ăsta de abordare față de cum sunt în teatru. Eu cred că în teatru lucrurile sunt puțin mai complicate pentru că este o artă colectivă și este mult mai greu să realizezi un lucru la proporțiile la care este teatru față de artele vizuale, unde de obicei ai un artist sau oricum un colectiv mult mai mic care pot crea proiecte, chiar dacă ele par de anvergură mare, nu ating complexitatea unui spectacol de teatru. Dar eu mi-aș permite aici un comentariu la modul în care ai formulat, Ioana, problema de la început. Ești amabilă să o mai citești odată? Chiar cum ai formulat la început întrebarea legată de nevoia artistului? Scuze, a fost un blocaj la mine. Oare puteți să repetați, vă rog? Deci dacă pot să mai formulez încă o dată întrebarea inițială, pentru că vreau să mă refer la ea, cu care ai pornit această secțiune a dialogului. Sigur, păi cred că era din ce tip de nevoi ne aplicăm asupra acestei abordări și mai ales ce anume în practica dumneavoastră v-a făcut să vă aplicați asupra ei. Ok, la prima parte aș vrea să răspund la cel din ce tip de nevoi. Eu cred că artistul nu are nevoi, el are niște trăiri și niște chemări. Deci artistul abordează tema postumanismului sau creează în notă postumanistă pentru că nu poate face altfel. El vibrează la niște lucruri care se întâmplă în jurul lui, care se întâmplă în societate, care se anunță a veni și a zgudui, să zicem, viața așa cum o știm noi, și artistul reacționează la acestea. Și le exprimă, își exprimă poate entuziasmul, dacă este un entuziast al tehnologiei, sau poate exprimă angoasele, sau exprimă idei foarte coagulate, așa cum le simte el și cum le intuiește. Nevoia aceasta am simțit-o eu. Am simțit-o eu ca și profesor care se ocupa de să zicem, noile arte. N-am putut să o evit și vă mărturisesc că am urât această temă. Mi-e greu să spun că o iubesc. Acum o iubesc mai tare pentru că o înțeleg ceva mai bine decât acum câțiva ani. Dar mi-a plăcut cum ai formulat, pentru că eu chiar am simțit această nevoie, adică nu mai puteam ocoli subiectul. Cum să ocolești subiectul când ai artiști ca și Stelarc? Să-l pomenesc doar pe el. Și am să stau la Stelarc, pentru că parte din performance-urile lui Stelarc, profund transumaniste, datează de acum 20-25 de ani, când noi nici nu aveam un termen pentru asta. Și mai ales unul dintre performanțele pe care le urăsc visceral ca imagine, dar le admir fără rezerve ca mesaj, este, de exemplu, Al treilea braț.
performance în care el își atajează un braț tehnologic, el la rândul lui se leagă de niște electrozi pe care îi leagă la internet și se supune unui performance în care oameni de la distanță, de pe internet, pot să-i controleze o parte din corp, din mișcările corpului. E greu să vorbești despre estetica actului care a rezultat acolo. E undeva între dezgust, șoc, el e gol complet, face niște mișcări complet necontrolate. Înțeleg că unele performanțe au durat și 6 ore, deci vedea o stare de epuizare. Dar din punctul meu de vedere este o metaforă genială a ceea ce mulți ani mai târziu urma să fie tehnologia pentru noi ca societate, și anume această delegare a controlului nostru, vieții noastre, unor tehnologii și unor forțe exterioare pe care nu le vedem, nu le cunoaștem, dar totuși o facem cu bună știință. Îl dau doar pe el ca și exemplu vis-a-vis de faptul că acolo nevoia lui e viscerală de a exprima niște lucruri și o face într-un anume fel. De asemenea, el devine postumanist în abordarea lui, sau, mă rog, oricum e un exponent al transumanismului, prin modul în care tratează corpul. Adică, cu mult timp înainte de vremurile pe care le trăim acum, el tratează corpul ca pe un obiect. Și el și afirmă, mă raportez la corpul meu, nu ca la o entitate care are o oarecare valoare sacră, care trebuie cultivată și păzită și îngrijită, ci mă raportez ca la un sit de explorare, ca la un material artistic, ca la un spațiu de expunere. La un moment dat are o expoziție în stomacul său. Înghite, la vremea la care nu era miniaturizarea de acum, înghite așa, chiar era să moară atunci, înghite o cameră de filmare și consideră că a făcut o expoziție în interiorul stomacului lui. Sau își folosește corpul ca material plastic. E o abordare total postumanistă vis-a-vis de ceea ce vorbeam noi, cum că postumanismul extrage omul din poziția de centru al universului și îl plasează undeva la nivelul, eu știu, al materiei, al unei materii animate. El și vorbește la un moment dat și folosesc frecvent în prezentările pe care le fac ale unor lucrări ale lui Stelarc, el și vorbește despre faptul că adevărata sculptură ar fi acolo când încep să lucrez cu celule umane și când pot să creez anumite structuri și ființe care au viață și care suspină și care... Și iată cum în această raportare la ce face tehnologia astăzi, și nu vorbim doar de tehnologia digitală, vorbim despre nanotehnologie, biotehnologie, o serie de alte cerire ale științei la nivel macro sau nano, el pe undeva se plasează în rolul demiurgului care ar vrea la rândul lui să poată să creeze o formă de viață. Că e sau nu e utopia, asta nu mai e așa de important, dar mi s-a părut foarte important să fac această distinție, că artistul creează pe teme postumaniste sau cu instrumente specifice noilor tehnologii, nu atât din nevoie, ci cât dintr-o reverberație cu ceea ce se întâmplă în jur. De asemenea, sunt de acord perfect cu Alexandru că de multe ori tehnologia este și trebuie să o luăm doar ca pe un instrument, ca pe o tehnologie. Nu-i așa, poți să faci un spectacol cât se poate clasic, folosind tehnologii foarte sofisticate, fără ca neapărat tehnologiile pe care le folosești să transmită un mesaj specific postumanist sau transumanist. Sau poți să lucrezi cu mijloace foarte simple, clasice, gen o pictură. Există foarte multă pictură și ilustrație profund transumanistă ca idee, ca și concept pe care îl transmite. Și atunci, aceste delimitări mi se par extrem de importante. Revenind la spectacol, eu nu pot decât să felicit compania noastră Reactor și să mă bucur că ați ales să colaborăm în acest proiect pe postuman, în care
am putut să stăm la oaltă, să vorbim despre astfel de concepte și apoi pentru mine a fost fascinant să stau și să observ cum artiștii implicați în proiect, parte studenți ai noștri, parte membrii companiei dumneavoastră, au realizat acea expoziție de instalații fascinante, fascinante, care au cuprins diferite valențe ale postumanismului. Fie că el avea de-a face cu tehnologii mai sofisticate, fie că avea de-a face doar cu conceptele pe care le-au exprimat cu mijloace combinate, intermedia între artă vizuală, artă cinematografică, teatru, proiecții, performance-uri și așa mai departe. Ok, mulțumesc. M-aș întoarce un pic la ideea asta de nevoie și aș fi curioasă să vă întreb tot pe dumneavoastră, că ați menționat faptul că nu e neapărat o nevoie intrinsecă a artistului. Atunci, nu știu, putem să spunem că e un tip de constrângere, de racordare la vremurile în care trăim sau e o nevoie a publicului de a intra în contact cu aceste lucruri pentru care un artist pornește demersul ăsta. Acum sigur că termenii putem folosi, dar poate fi o nevoie intrinsecă, dar nu o nevoie în sensul că despre ce artist ne ocupăm, cred că ar fi nevoie să ne ocupăm despre acest subiect, ci mai degrabă acea nevoie intrinsecă din interior în care nu pot să evit subiecte care sunt relevante pentru societate. Eu văd artistul ca parte, ca fiind formată din acei oameni, acea parte a societății care reverberează, cum spuneam, de multe ori cu mult înainte de a se coagula niște idei într-un discurs public coerent, se crea în notă postmodernistă mult înainte de a înțelege ce este postmodernismul. La fel cum cred că se creează de mult, și l-am dat de exemplu pe Stelarc, în notă postumanistă, cu mult înainte de a vorbi despre aceasta. Și lucrul ăsta s-a făcut nu la cererea publicului, dimpotrivă uneori la rezistența publicului, pentru că, așa cum spuneam, de multe ori astfel de lucrări creează rezistență, creează dezgust, sunt greu de privit, cu siguranță apelează la un alt tip de estetică decât estetica frumosului. Ne zgândăre niște concepte pe care le avem despre noi, despre lume, despre societate în modalități care sunt foarte deranjante și, cum vă spuneam, le-am evitat cât am putut, mi-am zis de ce trebuie să mă ocup eu de chestia asta, nu e cazul, dar mi-am dat seama că nu pot să nu o fac, că nu pot să nu scot aceste lucruri. Și începând să sap, am dat de tot felul de concepte, nu vreau să le dezvolt aici, poate vine vorba mai încolo, dar lăsăm sfatul și pentru ceilalți, însă nu pot să nu dai de concepte care au de face cu viața, cu dualismul, deci relația corp-suflet, răspunsul la ce este viața, ce ne face pe noi umani de fapt, ce este nemurirea, ce înseamnă prelungirea vieții, până când, cum dorim să o prelungim, și m-am trezit că sap în concepte filosofice, că mă duc la Aristotel și Platon și îmi activez prietenii filosofi de care n-am crezut niciodată că mă voi preocupa, dar nu i-am putut evita, deci la mine a fost o nevoie. Ok, mulțumesc. Apropo de și de rezistența asta a publicului și de dezgust, aș întreba, Ștefan, cum e cu în cinematografie, mi se pare că lucrurile stau un pic altfel, cumva, din cauza că există acest cadru ficțional, chiar dacă nu e tot timpul ficțional, pe care îl propune filmul, cred că oamenii iau un pic mai lejer ce li se propune. Și poate chiar, nu știu, acolo simt că există o nevoie clară a publicului o cerință clară în rândul publicului de a primi genul ăsta de produs. Da, eu găsesc că o posibilă nevoie care stă la baza postumanismului și a transumanismului, găsesc niște impulsuri mitologice. Și mă voi referi la parcursul meu personal. Eu am ajuns la transumanism pornind de la Apocalipsă. Acum 6-7 ani am descoperit că Apocalipsă, din punct de vedere etimologic, înseamnă revelație, dezvăluire, apocalupten, în niciun caz un sfârșit. Și această simplă descoperire
termenul fiind folosit astăzi în diverse contexte, abuzat, aș putea spune chiar, în diverse contexte, pare că Apocalipsa ar fi un sfârșit când de fapt se referă la o dezvăluire. Și săpând mai departe în acest termen, am ajuns la apocalipse, posibile apocalipse moderne. Căutam atunci să văd în ce măsură mai există termenul, poate subtextual, în contemporaneitate. Și am ajuns la tehnologie, la transumanism ca posibilitate apocaliptică, deci de transformare radicală a umanității. Deci asta a fost poarta mea de intrare și probabil că relevantă într-un fel. Iar cumva făcând și niște paralele, există câteva elemente comune, adică cred că identific un soi de fir mitic, un soi de mitos care se reinterpretează evident în termenii ai secolului 21, în contextul actual în care trăim. Deci, cumva, eu vin din această direcție, într-un fel, de mitologic reinterpretat, de transcendere, de direcție de evoluție, sens, semnificații. Dacă postumanismul este un umanism pe steroizi sau nu, deocamdată e o întrebare validă. E un termen poetic, aș putea spune, momentan, pentru că se creează în timp ce vorbim despre el și încercăm să-i descoperim într-un fel adâncimea, structura, în ce măsură eu chiar pot să mă descentrez și să trăiesc exclusiv în relație, în relație cu tot. Da? Pentru că aici ar fi miza, dar cum pot să evit expresia eu sunt sau eu mă manifest postuman? Cum aș putea să nu mai folosesc acel eu? Pentru că e posibil să mă întorc, practic, să fiu într-un soi de cerc vicios al eu-ului care, încercând să scape de sine însuși, ajunge tot acolo. Adică, fiind încă un subiect atât de flexibil și poetic, în sens de poiesis, care se face pe sine în timp ce noi discutăm, practic, am impresia că arta este un loc aparte în care acesta se poate naște și în care poate fi explorat, atât artele performative cât și filmul, în măsura în care le separăm. Deci, revenind acum un pic la întrebare, am vrut să fac această introducere a modului prin care am intrat eu în subiect. S-ar putea să nu fiu singurul care intră pe această poartă spre postumanism și transumanism. Revenind la film, dacă considerăm și filmele cu supereroi care se fac, dacă mergem și la benzi desenate, dacă ne gândim și la... Deci, din nou, există. La un moment dat am putea spune chiar că transumanismul de fapt este doar descrierea de moment a medicinei din secolul 22. S-ar putea ca noi vorbind despre transumanism doar să încercăm să descriem ce va face și ce va putea face medicina pentru noi într-o sută de ani. Deci, într-un fel, inevitabil vom ajunge în acele puncte în care ne vom putea înlocui multe, să zicem, părți biologice cu tehnologie. Am înțeles de curând că limita vieții biologice ar fi de 200 de ani la oameni, conform unor studii recente. Deci, e clar că cumva direcția ar fi de prelungirea vieții și de pe filon transumanist. Pe filon postumanist filozofic, acolo lucrurile sunt într-un fel deocamdată mai teoretice și extrem de interesante de cum putem să recadrăm eul intern. Într-o lume în care individualismul s-a accentuat puternic și lumea este într-un fel extrem de psihologizată astăzi, adică există foarte multe direcții de fortificarea eului interior, de cine sunt eu, ce vreau, eu sunt, eu vreau. Nu ar fi practic două lucruri care ne fundamentează. Și acum venim poate și cercetăm acest lucru. Cred că suntem datori, cel puțin ca
din punct de vedere al culturii europene să cercetăm acest eu. Există și un trecut destul de apăsat legat de colonialism, legat de niște războaie mondiale, care, într-un fel, sugerează că această poziționare a noastră în centru și totul să graviteze în jur, s-ar putea să nu ducă neapărat la rezultate pozitive tot timpul. Și atunci nu facem decât să interogăm, să ne întrebăm într-un fel aproape clasic, istoric, eu cine sunt în acest context, noi cine suntem și cum să ne raportăm. Mersi. Mi s-a părut foarte relevantă paralela asta cu mitologia, care, adică dacă vorbim de postumanism ca ceva care tot deconstruiește și tot descentrează, și apoi vorbim despre faptul că regăsim mitologia în postumanism, de fapt ajungem la ideea că deconstruim o narrativă numai ca să ne construim o alta în schimb, nu? Și atunci, cel puțin cam asta înțeleg eu, și atunci cam, nu știu, poate ai putea să dezvolți cam care ar fi diferența dintre aceste narrative, narativa pe care o deconstruim și narativa care se încearcă a fi construită în locul ei? Există și o legătură cu mitul lui Prometeu, adică, practic, transumanismul ar putea să aibă ca mit fondator mitul lui Prometeu, cel care ne-a adus, practic, tehnologia, a furat acea scânteie și a adus-o pe pământ, în care noi am putut să construim și să ne... Există din nou iarăși o similitudine între postumanism cu precădere latura transumanistă și mitologie. Există un dualism continuu, paradoxal, deși... Pentru că în cadrul postumanismului sunt curente care se contrazic. Transumanismul se contrazice cu anumite curente postumaniste filozofice, la pol opus. Transumanismul, într-un fel, încă menține niște dualități de corp-minte. De exemplu, una din propuneri ar fi și cum mi-aș transfera eu mintea pe un alt suport tehnologic ca să pot să trăiesc indefinit. Dar în același timp, acest dualism cartezian a fost într-un fel depășit, adică eu, conștiința mea nu are un loc, este în tot corpul meu. Astăzi am putea să spunem acest lucru și să fim destul de fermi într-un fel că eu gândesc cu întreg corpul meu, nu am un loc anume. Deci dacă mi-aș lua, dacă aș avea conștiința într-un singur loc și m-aș pune în alt corp, aș fi tot eu? Cum să mă separ? Adică sunt niște probleme în interiorul curentului care trebuie rezolvat într-un fel. Deci asta n-ar fi poate o soluție de continuare a vieții. Tot pe transumanism vorbind, am avut de-a lungul istoriei noastre niște mituri legate de depășirea morții. Fântâna, elixirul vieții, da, cu niște mii de ani, împărați chinezi trimiteau diversi oameni să caute la propriu această fântână a vieții. Am avut apoi și avem acest mit al reîncarnării, da, viața se termină, dar revenim în alte forme. Avem mitul sufletului, da, corpul se duce, dar sufletul rămâne. Iar o ultimă narrativă, mitul istoriei, eu n-o să mai fiu, dar am creat, am făcut lucruri, am marcat istoria, deci într-un fel rămân viu. Iar acum avem această posibilitate de prelungire a vieții prin tehnologie care se accentuează. Se întâmplă de mii de ani, desigur. Adică am ajuns la o vârstă de neimaginat pentru cei din 1500. Media vârstei și durata vieții noastre este mult mai mare decât acum câteva sute de ani. Deci noi suntem transumaniști într-un fel dintotdeauna în acest punct de vedere, nu? Încercând să împingem limitele. Da. Ștefan, dacă îmi dai voie, aici aș vrea să fac o precizare. Că ai pomenit aceste mituri, le așteptam foarte tare să văd dacă te raportezi la un lucru foarte specific basmului românesc și care are logică în contextul transumanismului și acestei dorințe de prelungire a vieții. Basmul românesc se încheie cu tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Transumanismul luptă foarte tare la partea aceea a doua, a unei vieți fără de moarte, și începe să repare
ce se strică pe măsură ce lucrurile se strică. Dar să nu uităm că pe când lucrurile încep să se strice, tinerețea s-a dus. Ori basmul românesc înțelege un concept foarte clar că da, vrem să trăim veșnic, dar vrem să trăim blocați fiind la vârsta noastră și la potențialul nostru maxim. Ori asta nu reiese nicăieri din transumanism că am fi în stare să facem lucrul ăsta și eu n-am săpat mai tare în zona asta, dar faptul că ai pomenit miturile mi se părea extrem de important să te întreb asta, cum îl vezi cu tinerețea fără bătrânețe și viața fără de moarte? Are un echivalent transumanist sau asta este scăparea transumanismului? Sau este utopia, de fapt, care sigur că n-are cum să existe? Văd o legătură, există clar într-adevăr. La tinerețe fără bătrânețe, nu știu dacă transumaniștii s-au gândit deocamdată direct. Sigur, ei ar vrea prelungirea vieții și cadrează într-un fel interesant, oarecum moartea precum o boală care poate fi vindecată. Noi până acum, noi ce am făcut? Noi încercăm să atenuăm efectele îmbătrânirii cum putem. Haide să atacăm direct îmbătrânirea, de ce nu? Și de aici se vor deschide multe și se lucrează la asta. Sunt studii și cercetări în această zonă. Acum având și instrumentele legate de genetică, ce ne ajută foarte mult să dezvoltă. Și evident se vor naște tot felul de probleme morale, în ce măsură putem să intervenim asupra ADN-ului, cât până unde, dacă putem totuși să vindecăm din fașă boli precum Alzheimer, de ce să nu o facem până la urmă, nu? Adică, dar unde e limita? Există vreuna, dar dacă, să spunem, asta e un exemplu preferat al meu, mă duc și fac o operație de miopie și mă întreabă, dar nu vrei să spun și vedere de noapte? Ba da, de ce să nu văd și noapte dacă vreau, nu? Adică să pot să am direct. Dar dacă mai departe mă întreabă, nu vrei să îți produci și amnezie temporară, să uiți anumite lucruri care, să spunem, te fac să suferi și apeși un buton și ai uitat de ele pentru o clipă. Dar poate uiți să mă reîntorc la ele. Dar ar fi un spectacol foarte apreciat, probabil. Am completat ceva ce spune Ștefan. De fapt, lucrurile nu sunt chiar atât de departe și cred că dacă dăm un search pe YouTube, găsim oameni care nici nu te vei duce undeva. Cu instrumentarul disponibil la ora actuală, există deja oameni care încearcă și își influențează structura genetică acasă și puteți găsi DIY-uri pentru a extrage ADN din o căpșună, dar și lucruri mult, mult mai complexe și realitatea este că corpurile, nu, într-o foarte mare măsură ne aparțin și nu prea văd cum, deși toate întrebările astea etice și toate responsabilitățile etice, cum o să poți opri pe cineva să își lucreze corpul, nu? E până la urmă ca un tatuaj. Nu o să poți interzice cuiva să intre în proprietatea corpului lui și știm că cel puțin în multe părți e din ce în ce mai deschisă și din ce în ce mai accesibilă. Dar vezi, Alexandru, tocmai pentru că vorbim în contextul artei, ceea ce menționezi tu, de către unii este văzut ca act artistic, ca făcând parte dintr-un proces artistic, acela de a inventa astfel de lucruri. Neil Harbison este artist împreună cu partenera lui, Roca parcă o cheamă, și ei au și înființat această societate Transpecies Society și unde ei încearcă să promoveze și menționează că doar aspectele etice mai împiedică, dar încearcă să promoveze dreptul oamenilor de a se îmbunătăți, de a-și îmbunătăți organismul și ei o fac ca și act de performance artistic. O variantă foarte simpatică mi-a fost arătată de fiică mea, care la un moment dat mi-a arătat de pe TikTok niște creaturi care erau foarte ciudate, tot felul de
șuricei viermi sau și i-am întrebat, domne, asta e posibil, există așa ceva? Și ea era foarte atrasă, adică într-un fel îi plăcea foarte tare să existe chestia asta și practic acest canal de TikTok, de fapt, e un instrument de comerț, ei trăiesc din a crea practic aceste vizualuri ale unor creaturi fantastice care sunt comercializate și ca tricouri și ca orice altă variantă. E o fascinație absolut completă, iar pe de altă parte nu, eu mă gândesc întotdeauna la plăcerea cu care l-am văzut pe un unchi al meu, care altfel e cel mai ursuz om și când a dat de nu știu ce posibilitate să-și facă cu un AR niște urechiușe, niște ciupercuțe, era din nou, avea plăcerea jocului de, a unui copil de 3 ani și nu știu dacă în mod foarte real noi ne vom putea la un moment dat opri între a ne juca cu niște urechiușe în AR sau de ce nu pe corp. Adică, nu știu, eu știu foarte mulți oameni care și-ar dori să aibă coadă, de exemplu. Stelar și-a pus o ureche. Da. Aș mai fi vrut să dezvolt ceva ce a spus Ștefan și aș mai fi adus un mit în discuție, cel al lui Orfeu, nu? Care cumva încearcă prin artă să aducă de pe lumea cealaltă și într-un fel de fapt cântecul și trece de pe lumea cealaltă cu niște limitări. Dar eu m-am gândit și la ce spunea mai devreme la raportul ăsta dintre tehnologie, extensia umanului și spectacol clasic și m-am gândit foarte mult la coreografie și când ai menționat Rodica, exemplu, Ustelar, m-am gândit la Marie Chouinard și la spectacolele ei în care protezează corpuri umane cu niște mijloace foarte simple, o cârjă, un baston, dar lucrurile astea, de fapt, nu, baletul sau coreografia, de fapt, în sine sunt o tehnologie corporală, de, adică, în mod evident, corpul Andrei Gavriliu nu e la fel ca al meu. De fapt, ea e, într-un fel, fiind umană, este totuși postumană în același timp și cumva, cred că ne putem gândi în general la artă ca la o extensie continuă a umanului în descoperirea și în dezvoltarea de lucruri care poate sunt la o graniță, adică poate ne aparțin, dar poate de fapt nu ne aparțin. Da, poate eu înțeleg asta doar în contextul în care intervine oarecare tehnologie, fie că ea este mecanică, eu știu, materia anorganică, digitală sau chiar îmbunătățiri nanobiologice. Altfel, performanțele care vin dintr-un antrenament, ele vor rămâne în limitele umanului, a corpului uman. Mă gândesc, de exemplu, dacă iei doi atleți, adică un atlet, e o limită până la care se va putea merge, se va putea fugi atât de repede. E o întrebare totuși, nu? E exemplu cu oamenii aia care se ocupă cu pescuitul subacvatic și care realmente își modifică prin practica lor de a sta sub apă, își modifică metabolismul, își modifică structura. Dar în limite umane, ei nu se poate deveni doar prin antrenament pești, de exemplu. În schimb, se vorbește despre anumite implanturi care s-ar face, branhii, ca să poată să devină omul, să poată să trăiască sub apă. Atunci ar fi postuman. Altfel, performanțele fără un anume tip de tehnologie sau de intervenție tehnologică, mie mi se par că rămân în limita umanului. Vorbeam despre alergător. Este alergătorul care la un moment dat, pierzându-și picioarele, i s-au pus acele blade-uri, proteze de, I don't know,
carbonit sau de ce or fi titan, acolo, da, vorbim despre o performanță care poate să depășească performanța umanului, dar ea este printr-o tehnologie. Mi-aș permite să aduc în imagine că, totuși, în mod esențial, niciuna dintre specii nu e stabilă. Adică, în sine, tehnologia, biotehnologia care permite existența speciilor nu e ceva stabil, e ceva fluid și existența asta omului e un lucru care, da, începe la un moment dat, nu putem să știm și nu prea știm să zicem de aici a început omul și nu, varietatea genetică este foarte, foarte mare și specia nu este stabilă. Specia umană nu mai e aceeași specie umană ca acum câteva mii de ani. Nu știu dacă ne putem, adică înțeleg ce vrei să spui, aportul tehnologicului în schimbarea, să spunem, a speciei sau în schimbarea modului de viață poate să fie poate mult mai rapid sau mult mai dramatic, dar în mod esențial nu suntem niște ființe stabile. Corect, trebuie să răspundem la întrebarea de fapt ce este omul, unde este, unde, care sunt limitele omului, când depășim această limită a umanului și în căutările mele, am găsit că nu pot să răspunzi la... Deci, în momentul în care pui astfel de întrebări, intri puternic pe teritoriul filosofiei sau chiar al teologiei, a religiei, a world view-ului, a poziției în care te plasezi atunci când pui această întrebare. Inclusiv când ridici problemele etice sau morale, ele trebuie să aibă o bază, o sursă, poziția etică. Și ea vine fie dintr-o, cel puțin, o dezvoltare filosofică, fie din una religioasă. Sigur. Nu vreau să mai monopolizez discuția. Cred că orice direcție în care se duce discuția e foarte, foarte fertilă. Lucrul pe care îl observ din ce se discută este că vorbim despre un nivel care în continuare cred că aduce în discuție o desincronizare a spațiului românesc cu acest tip de folosire a științei și a tehnologiei. Și apropo de asta, aș vrea să ajung un pic și la Doru, pentru că vorbim despre niște lucruri foarte mari și foarte evoluate și apoi aș vrea să le întreb pe Doru nu știu, din ce nevoie a abordat reactorul subiectul ăsta și cum s-a simțit abordarea lui, pentru că știu sigur și intuitiv, dar și fiind din interior, că la baza acestui proiect stă o lipsă de resurse foarte puternică și de limbaj și de resurse clare ca instrument. Doru, cum a fost... Da, cred că la nivel de proiect noi ne-am propus să înțelegem limbajul sau să descoperim un limbaj prin intermediul unor ateliere, dar la nivel de proiect sau la nivel de producție, cred că demersul a fost mai degrabă unul dramaturgic, de sondare la nivel de documentare a implicațiilor evoluției tehnologiei din punct de vedere sociopolitic, emoțional, etic și așa mai departe. Cred că asta a fost principala noastră miză. Pe urmă, sigur, prin atelierele pe care le-am pus în proiect și prin laborator, ne doream să ne apropiem și de limbaj, dar sigur, dintr-un AFCN e foarte complicat să ajungem să integrăm tehnologia la nivelul la care se întâmplă, nu știu, în alte părți sau poate la Cinetic sau în București, unde s-au mai făcut spectacole care lucrează cu asta. Și în același timp, da, în teatru încă avem puțin prieteni care se pricep într-adevăr la asta, puțini oameni care știu să lucreze cu tehnologia sau sunt la curent cu ce se întâmplă astăzi. De asta pentru noi a fost foarte utilă și întâlnirea cu masteratul de la Facultatea de Teatru și Film, pentru că
într-adevăr au și aparatură și au și oameni care știu să o folosească. Altfel, pentru noi, sigur, a fost un proces în care, da, am înțeles mai bine unde suntem și care sunt limitările noastre. Și în același timp, undeva la începutul anului, am luat decizia că e important să investim mai mult timp în astfel de proiecte și de aceea cred că ne-am propus în următorii 7 ani sau pe o perioadă mai lungă, 5 ani, să încercăm să finanțăm proiecte care sondează un pic și în postumanism, dar și tot ce înseamnă viitorul sau scenarii posibile legate de viitorul nostru. Ok, dar felul în care e perceput reactorul, cred că de către publicului și cred că în general așa în țară, este și din perspectiva asta a responsabilității de a aduce în discuție subiecte care poate nu se poartă în teatru convențional sau în teatru public, dacă pot să-i spun așa, deși știu că au început să existe tot felul de demersuri în sensul ăsta, aș vrea să te întreb dacă a avut și genul ăsta dacă exista genul ăsta de presiune, poate, de a aduce în discuție subiectul ăsta sau dacă a fost pur și simplu o dorință de a sonda în ceva ce e complet necunoscut și care, sigur că are foarte multe instrumente interesante și mai ales prin latura asta interdisciplinară e foarte, foarte faină de experimentat. Știu, cred că orice proces de documentare pornește într-o zonă destul de fragilă sau intrăm pe teritorii necunoscute, dar da, și n-aș asocia neapărat reactorul cu teme care nu se fac în altă parte sau așa mai departe, ci mai degrabă cu teme fierbinți sau relevante pentru contextul în care trăim. Și atunci cred că asta, implicațiile tehnologiei în viața noastră sunt tot mai prezente, acute și cred că viitorul ăsta în care tehnologia va fi o parte, nu știu, majoră în viața noastră, e foarte aproape și cred că din senzația asta a pornit proiectul, din senzația că e aproape și a venit pandemia și a venit Zoom-ul și am început să avem un alt tip de socializare, toate astea sunt parte din acel viitor la care ne gândeam acum 3 ani și e aici. Ce se întâmplă? Cum ne afectează emoțional tipul ăsta de socializare online? E o temă și așa mai departe. Resursele și mijloacele prin care producem spectacole, sigur, ne dorim să fie tot mai bogate și mai diversificate, dar sigur, sunt mai multe limitări decât în procese de documentare sau sondare. Cred că ceea ce povestea Doru cumva a fost pentru lumea performativă și pentru lumea teatrului în general a fost un șoc foarte puternic, ale cărui unde ori să se simtă după în continuare foarte, foarte mult timp și exact așa cum a zis că au simțit nevoia, adică necesitatea de a acționa, nu? Cumva e foarte uimitor că tehnologia în sine pentru a avea acest tip de comunicare de tip Zoom e de ani de zile. Unii mai foloseam, mai făceam o ședință, dar cred, nu, că acum un an sau de fapt 2 deja nu v-ar fi venit niciodată ideea sau nu v-am fi gândit ca această întâlnire să fie pe Zoom. Acum deja e natural și e o schimbare care s-a produs atât de brusc, iar pe de altă parte realitatea cea mai dură a fost asta în care fiecare dintre noi a stat în casă și nu a mai avut cum să își exercite arta lui în contextul de dinainte. Și cred că asta a fost șocant pentru toată lumea și cred că e un lucru care
a produs foarte mult și poate Cristina ne povestește că eu cred că tu, pentru tine a fost cumva, nu, cred că tu ai fi văzut cele mai multe spectacole online. Cum percepi tu trecerea asta a spectacolului din sală în online și cum crezi că a fost oare pentru spectatori? Adică eu, sincer să fiu, n-am apucat să văd foarte, foarte mult, dar mi-am dat seama că de la un moment dat a apărut o efervescență absolut incredibilă și sunt foarte curios să am punctul tău de vedere dacă au fost niște lucruri schimbate în substanță sau a fost doar o formă de subsistență sau, nu știu, era ca și copia Xerox sau unei cărți pe vremea comunismului, chiar dacă nu puteai să o citești, era o formă de a face să funcționeze. Răspund imediat, dar Alexandru, tu zici că acum 2-3 ani nu ne-am închipuit o asemenea discuție pe Zoom. Acum, cred că mai mult de 5 ani, Ana Mărgina nu făcea un proiect de teatru pe Skype. Pe vremea aia este un precursor al Zoom-ului, ca să zicem așa, un proto-Zoom. Făcea un spectacol sau făcea o serie de spectacole, un proiect pe 5 continente cu vreo 52 de artiști implicați care au repetat exclusiv pe Skype, iar Toma Dănilă, actorul Toma Dănilă, participa în festivalul de la Edinburgh din bucătăria lui de la Rahova. Făcea un show one-to-one. Așa că nu este chiar de acum 2 ani sau 3 ani, este de mai mulți ani. Oamenii se pregătesc cumva pentru lucrul acesta. Acum să răspund la a doua întrebare, este într-adevăr am văzut cam, nu știu, între 150 și 180 de spectacole online anul acesta. Sunt fericitul posesor al unui număr imens de vizionări online, așa că pot să vorbesc în cunoștință de cauză. Am două percepții sau mai multe percepții. În primul rând că am o doză de libertate foarte mare, că pot să întrerup sau pot să fumez sau pot să mă hârjonesc pe scaun cât vreau eu, să-mi schimb poziția că nu-mi deranjez colegul din dreapta. Sigur că tuturor le lipsește emoția și viul și transferul de energie dintre scenă și sală și este cu totul altfel să te simți acolo gâtuit în prezența artistului, în prezența actorului care este la un metru sau doi de tine. Lipsește într-adevăr. Pe de altă parte, trebuie să recunosc că lucrurile sunt absolut minunat suplinite de prim planuri pe care nu le văd în sala de spectacol. Faptul că le văd tot timpul trăsăturile sau ochiul sau grob plan sau prim plan sau nu știu ce, mă fac să fiu atât de aproape de ei tot timpul, încât cred că dacă nu o să mai fie forma aceasta, că nu o să mai văd online, o să-mi lipsească foarte tare. Cred că este lucrul de care am devenit dependentă. Să fiu acolo în nas în nas cu el, nu știu cum să spun, cu actorul sau cu actrița, este o... Nu pot să spun că este o magie, pentru că ar fi destuiect pur și simplu, dar mă face cumva să mă simt chiar, să simt chiar contopirea aia perfectă între universul lui și, mă rog, ceea ce văd eu. Cam asta ar fi. Mi s-au părut foarte, și sincer, mi s-au părut foarte interesante toate spectacolele care au fost lucrate pentru online. Mi s-au părut că au acumulat și au preluat atât de mult din istoria limbajului cinematografic, din ce are el mai pertinent pentru teatru, plus că s-a îmbogățit atât de tare cu mijloacele video, cu efectele. Chiar reactorul, exemplu de la reactor, mi s-a părut realmente un exemplu în acest sens. Și sincer, de-abia aștept să mai văd spectacole de genul acesta. Mulțumim, doamna Cristina. Aș vrea să ajungem puțin și la Mihai, care încă nu ne-a împărtășit părerea lui, care este aici în poziția de regizor al unuia dintre spectacole, al spectacolului regizor
Interior Lumină, din proiectul Postuman. Și pe lângă asta știu că Mihai are și o relație foarte duală, așa, un pic contradictorie cu tehnologia. Cred că nu și cu postumanismul, din câte știu eu, dar aș fi curioasă un pic pe unde te situezi în sensul ăsta și ce ai intenționat cu Interior Lumină și în ce fel se leagă cu postumanismul. Da, așa este. Am o relație duală cu tehnologia, în sensul că sunt pentru tehnologie în general, mai ales în contextul postumanismului, adică în sensul în care există toate aceste curente care se pot încadra în acest curent principal, să spunem, care încearcă să proactiv, încearcă să ne aducă mai aproape de, zicem, de un fel de a trăi mai armonios între noi și mediul, ceea ce mi se pare foarte important. Cred că încerc să am o problemă cu tehnologia când vine vorba de folosirea ei în artă, în general. Și cred că aici, cu excepțiile de rigoare, de care pomenea și doamna Mocan, și care sunt niște template-uri de neratat când vine vorba despre folosirea tehnologiei în artă, cred că încă șovăim și încă nu suntem foarte, foarte convinși cum ar trebui să folosim tehnologia în artă. Și cred că încă nu ne-am înțeles pe noi ca să putem să folosim tehnologia într-un mod just. Apropo de ce se încearcă în momentul ăsta cu inteligența artificială, de exemplu, sau apropo de Ex Machina, că tu vorbeai, Ștefan, în început de filmul ăsta. Cred că umanitatea încă nu este în punctul în care să înțeleagă ce este conștiința, cum putem să o aportăm, cum putem să ne înțelegem pe noi, în primul rând, ca după aia să putem să încercăm să creăm acești parteneri hibrizi, artificiali, care și în literatura science fiction, dar și chiar și în realitate deja, în ceea ce preconizăm că se va întâmpla, ne sunt un soi de parteneri în acest joc de a sclavi și zei, cu locuri intenșarjabile, permanent. Da, în lucrările mele, fie că sunt instalații sau fie că sunt lucrări performative, încerc să chestionez în general locul tehnologiei și rolul ei ca unealtă, în primul rând, și, cum spuneai tu, Alexandru, ca partener de creație. Și pentru mine, cel puțin, cred că un demers conceptual are sens în momentul în care nu suntem dependenți de acest tip de unelte, de acest tip de tehnologie. Și am încercat să fac asta în Interior Lumină, adică am încercat să abordez, în primul rând, spațiul reactorului într-un mod foarte onest. Ăsta este locul, ăștia sunt banii pe care îi avem, ăștia suntem noi în acest moment a vieții noastre. Și atunci, abordarea mea în ceea ce privește uneltele pe care le-am folosit a fost una foarte onestă, foarte radical, curățată, să zicem, până la un nivel primar aproape. Și am încercat să o iau de acolo. Și mai degrabă m-am raportat la acest concept postumanist prin prisma creierii acestui organism comun, care au fost cei patru performeri împreună, care creează un soi de organism comun împreună cu elementele tehnologice care se aflau pe scenă, care erau doar niște proiectoare și niște ecrane foarte simple, fără să încercăm să creăm niciun soi de magie, care este probabil principalul scop pentru care se folosește tehnologia în teatru. Adică și asta mi se pare un pic ridicol, când că suntem foarte legați în artele performative de acel celebru citat al lui Arthur C. Clarke, cum că orice formă de tehnologie care nu poate fi explicat, se aseamănă cu magia.
Și mi s-a părut mai interesant demersul conceptual, și anume să vedem cum putem, spectacolul fiind despre depresie și despre criza identitară, cum putem, ca noi între noi, cei șase creatori, adică cei patru performeri, eu și dramaturga, împreună cu elementele foarte simple pe care le avem la îndemână și care reprezentau niște filmări foarte vechi, de acum 15-20 de ani, să creăm un soi de rețea neuronală exterioară unui singur individ, care să ne ajute să explorăm această temă într-un mod mai profund și mai relevant pentru noi și pentru public atunci când se întâmplă întâlnirea cu el. Cam asta ar fi pe scurt. Ai menționat ideea asta de înțelegere a omului și faptul că încă nu ne-am înțeles pe noi suficient ca să putem recurge la genul ăsta de relații cu tehnologia sau cu altceva. Și mă gândesc că o parte a pus umanismului tocmai asta cere, ca omul să nu mai fie înțeles ca entitate de sine stătătoare, ci în relație cu celelalte specii și mediul din jur și tehnologia, cumva ca lucrurile să fie mult, mult mai fluide în înțelegere și în interpretare. Și în același timp este și o parte a psihologiei care spune că acesta a fost secolul individului și că ne îndreptăm spre un secol al relațiilor, care cred că nu se referă doar la relațiile umane, ci la relațiile cu toate celelalte lucruri. Și atunci, simt nevoia, aș mai pune întrebarea asta, în ce... Dacă crezi că e posibil ca totuși o abordare de genul ăsta, o relaționare cu altă entitate, să potențeze această înțelegere și să potențeze actul artistic și întâlnirea cu publicul, sau e ceva ce ți se pare un demers ratat de la început? Nu, dimpotrivă, mi se pare, pentru mine cel puțin, este un demers principal. Eu sunt fascinat, de exemplu, de universul lui Timothy Morton de câțiva ani de zile, care este un filolog și filozof britanic, probabil cel mai celebru reprezentant al curentului Object-Oriented Ontology, și care vorbește foarte mult despre această perspectivă nouă în care scoatem, bineînțeles, individul din centrul interesului și încercăm să privim filozofic, în primul rând, lumea și relațiile care se produc între oameni și obiectele non-umane din punctul de vedere al acestora din urmă. De asemenea, o carte care m-a influențat destul de puternic în ultima vreme a fost Symbiotic Planet al lui Lynn Margulis. Și mă rog, exemplele sunt mai multe, dar mi se pare că aici undeva este terenul fertil, cel puțin în ceea ce mă privește. Și am dat exemplu de mai devreme cu demersurile acestea spre AI și faptul că încă nu cred că suntem pregătiți să ajungem acolo și că o facem într-un mod stângaci și ridicol uneori. Până la urmă, toate aceste entități sunt doar niște marionete în ceea ce mă privește, adică nu sunt marionete în sensul că suntem tot noi, care intrăm în dialog cu noi până la urmă. Nu am făcut această remarcă fiind adeptul acestui fir, acestui demers de cunoaștere. Mi se pare că am ajuns cumva la postumanism printr-un proces mai lung și am realizat că mă interesează sau că am tangențe cu acest curent după mult timp în care am trecut prin tot felul de faze care au avut mereu de-a face cu relațiile din acest triunghi umanitate, tehnologie, mediu. Și, în principal, interesându-mă, de fapt, aceste puncte de vedere non-umane. Da, pentru mine este un teren extrem de fertil și revelator. Bine, mulțumesc. Mai avem, din păcate, foarte puțin timp împreună. Nu știu de ce. Am înțeles de ce. Dar, înainte de a trece la tema de casă, aș vrea să vă întreb dacă aveți, nu știu, reacții sau completări sau orice altceva de adăugat.
Eu aș menționa faptul că într-unul din articolele pe care le-am scris despre tema aceasta, concluzionez spunând că nu putem da răspunsuri unidisciplinare la o problemă atât de multidisciplinară. Și pentru mine, pe undeva, rămâne partea cea mai fascinantă, că este de fapt un proces, este o discuție deschisă, că în această discuție legată de postumanism, unde intră aspecte ale vieții, unde intră arta, unde intră tehnologiile și, evident, nimeni nu poate fi expert pe toate, deci este atât de multidisciplinară, discuția se transformă sau trebuie să se transforme într-un dialog, ceva de genul a ceea ce avem acum. De asemenea, dialogul doar nu este suficient. În abordarea mea, la un moment dat vă spuneam că m-am raportat la filosofie și la religie ca fiind două categorii majore care discută și dezbat pe această temă și aduceam argumentul că artele ar trebui să intre în acest dialog, pentru că arta este un vehicul de transmitere a unor idei, de exprimare a unor idei care au impact major în societate. Și de modul în care răspundem la problemele care se ridică, poate să depindă viitorul umanității, pentru că putem fi foarte deschiși la foarte multe direcții, dar oameni care se pricep în domeniu, ei și menționează pericolele care se ascund în spatele, eu știu, inteligenței artificiale agresive, a unor dezvoltări fără niciun fel de control, care pot să ducă la distrugerea vieții umane ceva mai eficient chiar decât ar face bomba atomică. Stephen Hawking, dacă nu mă înșel, a fost unul dintre cei care a adus argumente în sensul acesta, el fiind chiar unul dintre cei care folosea inteligența artificială în aparatul care îi permitea să vorbească. Deci eu nu pot decât să felicit inițiativa pe care a avut-o reactorul de a se apleca asupra acestei probleme, modul în care și-au căutat parteneri și suntem onorați că am fost unul dintre ei, dar în care probabil trebuie să continue să exploreze mai departe și de ce nu aveți curajul de a mai apela la FCN sau la alte structuri încă o dată, pe alți 2 ani, pe alți 4 ani, pe alți 6 ani, pentru că tema nu se va epuiza atât de curând. Iar potențial există foarte mult și cred că ați reușit să stârniți această curiozitate și să deschideți un discurs interesant în România. Aș vrea să adaug faptul că mi se pare minunat că încep să apară în țară posibilități de lucru în zone interdisciplinare, cum sunt masteratul condus de dumneavoastră sau cel condus de Alexandru Berceanu, și sper că mă aud mulți din colegii mei și știu, adică sper să fie cunoscut că au la dispoziție genul ăsta de unelte care încep să apară din ce în ce mai mult și mi se pare foarte important. Și eu personal, după contactul ăsta cu proiectul de la reactor, nu mai pot să percep ceea ce fac sau arta în general ca ceva de sine stătător, care, adică mi se pare absolut necesar dialogul între domenii și sper să fie un lucru din ce în ce mai pregnant în ceea ce facem. Mai are cineva adăugiri? Aș fi vrut să adaug și eu câteva lucruri, pornind și de la ce a spus Cristina. Într-adevăr, noi ne uităm și vedem că în această Românie, de care puțin spui că e mai departe, totuși Ana Mărgineanu a fost unul dintre oamenii care, într-adevăr, foarte repede a venit cu această propunere, care a dezvoltat practic spectacolele ei imersive în momentul în care ea a plecat în străinătate, în Statele Unite, a început să folosească acest instrument și a fost un early adopter sau un trendsetter, am putea spune. Dar mie ce mi se pare fascinant e exact diferența asta. Adică dacă acum 5 ani era un exemplu, probabil se mai pot găsi 2-3, mai știu câteva proiecte care au folosit chestia asta, practic peste noapte, dacă ne gândim,
lucrul ăsta a devenit exponențial, adică, așa cum spune Cristina, am văzut 180 doar anul ăsta. Cumva, ce cred că e de văzut aici este că, de fapt, uneori viteza devine năucitoare și cred că, din nou, atunci când ne gândim la ce înseamnă România sau ce înseamnă, de fapt, sunt foarte, foarte multe niveluri și eu predam la masteratul ăsta de tehnologii interactive deja de vreo 2-3 ani și într-o zi fiica mea care are acum 13 ani, deci atunci avea 10 ani, mi-a zis că am întrebat-o ce vrea de cadou de ziua ei și mi-a spus că vrea o cameră pentru că vrea să facă vloguri, să fie pe YouTube. Și mi-am dat seama că eu predau la masterantul de tehnologii interactive, dar nu mi-am pus niciodată problema că, de fapt, ăsta e mediul în care ar trebui să mă exprim. Și întâmplător, mi-a durat mult să înțeleg și să conștientizez că, de fapt, într-un fel, pentru multe dintre proiectele mele, YouTube-ul sau alte canale digitale, de fapt, ar fi mediile native. De ce? Din cauza că eu eram regizor de teatru și am făcut o școală de teatru și pur și simplu lucrul la care mă gândeam și care e o fascinație pentru mine și care a fost modelul era, avem scena sau hai, Doamne, la cinema. Modelele astea nu mai există, adică locul unde oamenii tineri își doresc să fie e cu totul altul. Deseori. Și mă gândesc din punctul ăsta de vedere din nou la viteză. Noi când vorbim despre gen sau despre schimbarea relațiilor patriarhale, ni se pare că suntem în același loc ca, nu știu, să zicem în anii 90. Realitatea este cu totul alta. Relațiile între genuri, dacă eu mă uit la fiicele mele și la prietenii lor, nu mai au nicio legătură cu ceea ce era pe vremea mea în adolescență sau cu eu de fapt în aceeași lume cu noi sunt foarte multe lumi cu niște niveluri de pregătire extrem de diferită, cu niște concepții extrem de diferite și cu un raport foarte diferit cu tehnologia. Fiica mea, când avea 2-3 ani, noi aveam o combină muzicală care avea telecomandă. Pentru ea, ideea de a comanda lucrurile de la distanță era curentă. Ei se părea ciudat că nu avem telecomandă și la lumină, că nu avem telecomandă la ușă. Sunt complet alte stări ale minții și cadre de gândire care sunt aici și care poate sunt departe uneori doar de noi și asta. Mulțumesc, Alexandru. Mai este cineva? Bine, voi trece la exercițiul pe care vi l-am propus. Le-am cerut partenerilor mei de dialog să se gândească la un produs artistic de peste mulți sau foarte mulți ani, care este conceput prin filtrul acesta postumanist, indiferent că vorbim de postumanist ca instrumente sau conceptual. Să se gândească la un produs artistic la care ar vrea neapărat să fie martori, indiferent că e din poziția de creator sau de spectator. Cine vrea să înceapă? Eu să zic o idee care nu e a mea. Am auzit-o la un atelier și persoana respectivă vorbea despre un performance într-o lume biologică extinsă, într-o lume extinsă în care partenerii de performance ar fi cumva alte tipuri de ființe
respectiv ar putea să fie animale, dar care să nu fie într-un spectacol de circ, să nu fie o dresare, ci să fie o participare egală. Ok. Mersi. Doamna Rodica? Mă tem că eu sunt mult mai limitată. Eu vin dintr-o generație în care, oricum, faptul că țin atât cât țin pasul cu toate aceste lucruri e un pic mai nenatural, mai rar. Nu am capacitatea de a visa atât de departe. La ce gândesc eu, cred că se și întâmplă, probabil vom vedea în curând, și anume conceptul acesta de un spectacol într-un spațiu virtual. Visez însă că acele tehnologii prin care vom accesa spațiile virtuale vor fi puțin mai accesibile, puțin mai neamețitoare cum sunt în momentul ăsta. Dar ideea spectacolului telematic cu personaje care se află în locuri diferite fizic pe glob, dar se întâlnesc într-un loc comun care are chiar caracteristici, eu știu, o scenografie, un spațiu creat, continuă să mă fascineze. Nu mi-am potolit această curiozitate și cred că astfel de lucruri se întâmplă deja. Așteptăm din partea FCN un spectacol Shakespeare Richard al III-lea în VR. Sunt foarte curioasă să văd cum va arăta spectacolul respectiv. Există în VR, scuze, există deja teatru în VR, Sfântul Gheorghe și-a făcut studio de VR și da. Producția a fost vorba asupra unui cuib de curci. Da, tocmai asta spuneam, că nu mă duce imaginația atât de departe în a visa lucruri foarte îndepărtate. Încă n-am fost parte din spectacole cu aceste tehnologii care, iată, ele există, dar nu sunt atât de peste tot. Deci încă rămân în spațiul ăsta să visez. Dar l-aș vedea telematic, adică cu actorii să interacționeze într-un spațiu, ei nefiind în acel loc împreună. Păi voiam să spun că reactorul are un demers similar, poate la o scară mult mai joasă, care nu a prins AFCN-ul, din păcate. Nu a fost încă considerat esențial sau nu știu. Adevărul e că uneori ne este greu chiar să explicăm lucruri pe care vrem să le facem. Deci a reușit să transmiți o idee unui grup de evaluatori în condițiile în care se întâmplă lucruri atât de complexe, după părerea mea, ăla în sine este o performanță. Așa că nu renunțați, reformulați, lucrați la concept și mergeți mai departe. Dar cum spuneam, sunt modestă, rămân la ceva ce deja există. Mulțumesc. Ștefan? Eu, dacă ar fi să mă arunc așa un pic cu gândul, aștept momentul sau mi-ar plăcea să pot să văd visele animalelor. Wow! Animalele visează și pentru că sunt lucruri vizuale, poate am putea la un moment dat să extragem chiar vizual. Noi spunem mereu să ne povestim ce am visat, dar ar trebui să vină momentul în care să spunem să-ți arăt ce am visat, pentru că e ceva vizual, adică nu povestim filme, de obicei le vedem. Și mi-ar plăcea să văd în prima fază ce visează animalele și mi-ar plăcea mai departe chiar să există posibilitatea să avem un vis comun, adică să putem să visăm împreună și să fiu participant, nu doar spectator la vis. Iar comunicarea, îmi imaginez că ar putea să existe pe bază emoțională, evident, nu vom folosi cuvinte în vis, dar cu un delfin, de exemplu, putem să comunicăm, este o ființă extrem de dezvoltată, cu care am putea să comunicăm emoțional, poate la nivel de vis. Deci da, asta mi-ar plăcea peste, nu știu, erau X ani, deci poate peste câteva sute de ani, nu știu. Sau. Dar da, asta ar fi un proiect la care mi-ar plăcea să particip, să visez împreună cu un delfin, să putem să ne înțelegem într-un vis comun. Să ne ții la curent, te rog, și eu așa. Doamna Cristina? E foarte interesant exercițiul acesta, cum ar zice prietenul meu, este ca și când ei cere unei maimuțe să-și imagineze perioada renascentistă.
Da, eu am spus că în postumanism nu există ierarhia speciilor, așa că nu mă jignește cu nimic, că m-am făcut mai mulță. Inițial și eu am avut același exercițiu să-mi imaginez un vis comun al tuturor speciilor în care visăm în același timp, comunicăm, intrăm unul în spate, în fluxul mental al celuilalt și în fluxul senzațiilor și nu mai există evident nici bariere de timp, nici bariere de spațiu, nici limitări de conștiință, nici limitări cognitive, nici nimic. După aceea m-am gândit că este un vis mult prea sofisticat și că nu o să apuce niciun postumanist să-l vadă. Și în sfârșit m-am gândit că să rămân doar om și să trăiesc alături de niște postumani, de niște exemplare îmbunătățite, pe care le respect pentru că nu prea le înțeleg, pentru că nu vorbesc cuvinte, dar că ori de câte ori am nevoie să îmi comunice ceva, găsesc forma de comunicare cu mine. Mă rog, am tot continuat, că ultima dată m-au cerut să mă dezintegrez, ceea ce nu a fost neapărat plăcut, dar altfel am o viață tipnită și ușoară. După dezintegrare m-au recompus rapid și m-am simțit din nou eu, aici cu eu ăsta ar fi fost de vorbit mult după ce a spus Ștefan, e adevărat. Mă rog, și ultima imagine a fost că le-am șterg pe licheia de la ceea ce se numește cameră de artă în limbajul lor, am intrat și specia mea este obișnuită numai cu alte forme de artă. Acolo erau numai LED-uri, butoane, ecuații, mă rog, și aici m-am oprit. Mulțumesc! Mihai? Mi-am adus aminte de un episod din Rick and Morty în care existau aceste capete uriașe care plutau prin spațiu mari cât o planetă și se plimbau dintr-un loc în altul și când ajungeau, era un fel de concurs, de fapt, televizat, galactic probabil. Și se opreau asupra unei planete și alegeau două persoane sau o persoană și spuneau cântați un cântec acum. Și dacă nu era ok, dacă nu era pe gustul lor, scoteau niște raze din ochi și explodau planeta. Asta e un spectacol, cred că ar fi interesant la un moment dat, XXX an. Dorun, care e următorul proiect aficiune? Următorul, dar făcând exercițiul ăsta mi-am imaginat trei scenarii sau trei spectacole posibile. Unul foarte aproape de ce a spus Alexandru, unul foarte aproape de ce a zis Ștefan și unul care mi se părea un pic ciudat. Primul era ăsta, un dialog între o țestoasă, un cimpanzeu și un om despre evoluționism. Al doilea era o instalație care, da, poate să-ți citească visele sau să ți le redea în imagini video. Și al treilea era un spectacol documentar cu roboți care vorbesc despre condițiile de muncă în fabrici. Atât. Asta e bună. Ăsta ar câștiga FCN-ul, cu siguranță. Are suficientă miză socială. Mulțumesc mult pentru toate intervențiile și îmi pare rău că unele au rămas așa suspendate. Sper că Doru o să mai organizeze astfel de dialoguri și sper să ne revedem. Și mai sper că o să ne asculte cineva și că o să generăm niște, nu știu dacă neapărat niște idei, dar măcar o dorință de a sonda un pic reliefă ăsta postumanist care e extrem de ofertant. Mulțumesc! Și noi! Mulțumim mult de tot! Mulțumesc și eu de invitație! M-am bucurat să fiu aici! Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Ciao! Pa, pa! Mai bine! La revedere! La revedere!